Dacă nu ați observat, a venit vara și de acum tuturor ne stă mintea la vacanțe. Și dacă ai luat microbul fotografiei, cel mai probabil îți stă mintea la vacanțe, călătorii fotografice. Și dacă nu v-ați prins, ăsta este subiectul nostru de astăzi. O să vorbim despre fotografia de călătorie cu un invitat care cu siguranță o să aibă să ne spună câteva povești. Astăzi alături de noi îl avem pe Dan Mirică, căruia îi urez bun venit cu această ocazie. Ne bucurăm că ești aici și ne bucurăm că ai acceptat invitația noastră. Mulțumesc, Paul. Spune-ne cum te simți la noi în studio. Îți place studioul nostru? Foarte bine. Foarte bine. Foarte da, am insistat foarte mult să aducem oamenii aici live, să avem exchange-ul ăsta de căldură. Și în primul rând vrem să vă anunțăm că vom lua și întrebări de aici din chatul live-ului, deci dacă aveți curiozități pe parcursul live streaming-ului, vă invităm să le lăsați aici în live înainte să începem. În primul rând, haideți să vedem cine este Dan Mirică, ca să facem așa o cunoștință. Păi dacă toți suntem la emisiune despre fotografie, o să fiu destul de scurt la întrebarea asta. Un om pasionat de fotografie. Așa. Și evident și de călătorie. Exact. Dar următoarea întrebare vine, bineînțeles, de unde a pornit pasiunea? Asta e întrebarea mea preferată atunci când întâlnesc un fotograf. Mi se pare întrebarea pe care trebuie să o pui. Nu ai cum să o eviți, e evidentă. Și de multe ori aflu răspunsuri foarte diferite și foarte interesante, așa că nu pot să te scap de întrebarea asta. Unde ai prins tu microbul? Unde te-ai îndrăgostit de fotografie? De fotografie m-am îndrăgostit într-o călătorie. Dar am început fotografia invers față de cum încep, să spun, majoritatea pasionați de fotografie și așa mai departe. Eu am început-o din punct de vedere financiar. Mai exact, terminasem un job și am ales, sau altfel spus, m-a ales fotografia pe mine. Terminasem un job și am ales să găsesc ceva, să fiu liber profesionist. Și a apărut un business. Da, deci te-ai folosit prima dată de fotografie ca și business. Ca și business. Probabil fotografia de eveniment. Nu, tocmai ce a apărut sunt tururile virtuale, 360 de grade. Și cineva își vindea un aparat și un site, a apărut oportunitatea de a cumpăra acel site și acel aparat, le-am cumpărat și de atunci, ușor, ușor, făcând chestia asta, învățând și așa mai departe, între timp am cunoscut persoane care făceau fotografie la eveniment, am zis dacă tot am aparatul, hai să merg și la evenimente, dar de fiecare dată aveam un semn de întrebare. Eu fac asta financiar, nu simt o bucurie neapărat. O plăcere, o împlinire. O împlinire, exact. Nu simțeam o împlinire, dar ceva din mine tot mă mergea mai departe, făceam în continuare și depuneam energie în ceea ce făceam. Până când la un moment dat a apărut tot un fel de barter să merg într-o călătorie, mai exact în Maroc, cu un grup de oameni, nu neapărat ca și fotograf atunci, ci să am grijă de oameni în schimbul unor fotografii. Am mers, evident că am acceptat. În momentul în care am ajuns în Maroc, m-am simțit ca acasă. Toată nebunia aia de acolo, de la aeroport, am mers cu un autocar, ne-a lăsat exact în mijlocul pieței Jemlefna, unde e o nebunie extraordinar de mare, și nu aveam nicio treabă, mă simțeam ca acasă. Și toți se uitau în stânga-dreapta să nu-i lovească cineva, să nu treceau cu cărucioare și așa mai departe. De acolo pot să spun că a început să prindă viață pasiunea pentru fotografie. Deci practic ai început să-ți dorești să capturezi imagini din locuri cu culturi diferite. Practic cultura și schimbarea asta de environment, de mediu, ceva de genul te-a făcut ăsta. Să simți că vrei să documentezi cumva. Curiozitatea. Și să mă las dus de val. Țin minte la un moment dat că mi-a explicat cineva că pot să ajung la o piață de pielărie și așa mai departe. Și am zis, ok, început să-mi povestească. Bine, asta se întâmplă destul de mult, să te ducă în anumite locuri
și să-ți ia niște bani, evident. Evident, da, da. Dar am intrat în vorbă cu cineva și am fost atât de deschis, nu aveam nicio treabă. El era cu o motoretă, mergea pe lângă ea și stăteam de vorbă și am zis la un moment dat, ok, du-mă acolo. Și a uitat la mine curios, m-am țuit în spatele lui și m-a dus la exact, viața respectivă. O super căldură și cu foarte mare prietenie. De multe ori, probabil la noi, dacă ai avea abordarea asta cu cineva pe stradă, ai întâlnit un om cu un scooter și ai zice, hai că mă urc pe scooterul tău, hai să mă plimb. Ceva de genul. Probabil ar fi fost mult mai reticent, dar asta e și diferența de cultură. Foarte interesant. Deci, practic, și pasiunea asta pentru călătorit, tot acolo a început. Tot, legat de chestia asta, tot a plecat. Deci, până la urmă, ele doar împreună au funcționat exact. Cumva și au creat, acel o chimie care... Acea explozie interioară, da, da. Să-i spunem așa, de a merge în deci, direcția asta. Deci, o combinație de factori care s-a potrivit foarte bine pentru tine, totul s-a potrivit și de acolo ai știut că aici e ceva ce o să mă facă exact, fericit pe exact. Viitor. Îmi dau seama că dacă stau să mă uit și mai în urmă, tatăl meu, de unde am preluat chestia asta, dar am avut nevoie de o explozie, să-i spun așa, care a fost Marocul, dar în urmă tatăl meu a fost pasionat de fotografie pe vremea tinereților lui, când avea 20-25 de ani, deci prin anii 70, ceva de genul ăsta. Făcea fotografie pe film, învățase de la cineva care făcea unde stătea cu chirie, învățase de la persoana respectivă cum să facă, dar n-a făcut niciodată în scop financiar. Pur și simplu la fel a fost pasionat. Pasionat. Nu a dus-o prea mult mai departe. Țin minte când eram mic, m-am dus într-o excursie, mi-a dat aparatul lui și l-am adus stricat. Deci n-am povești din asta, din copilărie. Îmi imaginez tristețea tatălui tău, dar probabil ai reușit să acumulezi o arhivă de fotografii făcute de el sau ai amintiri plăcute, documentate de el, ceea ce e ceva foarte plăcut. Adică bănuiesc că e foarte plăcut să te uiți în urmă la, da, da. Și să vezi fotografiile alea. Nu contează că fost făcute în stil amatoricesc sau nu contează. Contează momentele pe care a reușit să le prinde el acolo și asta e foarte interesant. De exemplu, eu nu am neapărat genul ăsta de documente cumva ale timpului păstrate în familie, pentru că eu am fost cam singurul pasionat de zona asta și până la mine nu s-a prea preocupat nimeni de partea asta. Pregătești pentru mai departe. Exact. Mai departe, cu siguranță vom avea. Da, deci pentru cei care nu știu, Dan Mirică acum organizează el niște ture foto prin străinătăți. Dacă la început a fost chemat să organizeze, a fost practic chemat să fiu ghid, un fel de ghid. Bine, nu eram ghid, că nu știam locurile. Da. Să am grijă de oameni. Exact. Să fiu un să om de bază. Să fiu un om de bază, exact. Așa? Acum organizează el de la zero, presupun, da. Niște ture foto despre care vreau să îmi povestești tu. Mai multe am văzut acolo la tine pe site, Zanzibar, Maroc, Cuba. Să ne spui în principiu cum alegi tu locațiile astea și bănuiesc oricum sunt niște eforturi mari, logistice, practic, să reușești să aduci la un loc mai un grup mare de oameni și să îi duci în capătul celălalt al lumii pentru o tură foto. Așa e, implică destul de multă muncă. Colaborez cu agenții și locale, tocmai pentru a-mi ușura un pic din anumite lucruri organizatorice și a avea timp să mă focusez pe fotografie. Nu vreau să fiu stresat că vai cum o să fie cazarea acolo sau chestii de genul ăsta. Vreau să știu să fiu liniștit din anumite puncte de vedere, astfel încât atunci când sunt cu oamenii acolo să ne focusăm pe ce avem, pe da, ce să avem vă simțiți bine, practic exact. Să nu există un stres în plus exact. pe umerii și sunt Tanzania cu Zanzibar, Cappadocia, Nepal, Cuba. Și cum ai ajuns la locațiile astea? Am văzut că probabil sunt niște locuri care te-au marcat pe tine sau e și mai ușor să realizezi genul ăsta de ture acolo. Nu știu dacă e mai ușor, dar fiecare și-a creat povestea ei. Nu pot să spun că mă uit pe hartă sau
și aleg o țară. Nu. S-au legat una de cealaltă. A fost Marocul, să zicem, am plecat cu Marocul. După aceea, de exemplu, în Maroc îmi spune cineva din grup, uite, Cuba e foarte faină, ar fi fain, uite, ți-aduc doi oameni. Și atunci s-au prins niște beculețe. M-am documentat, m-am interesat, am făcut rost de niște contacte și am zis, măi, haide, urmează uite, Cuba. hai să facem Cuba. În Zanzibar am avut oportunitatea să lucrez 3 luni de zile la o pensiune. În această perioadă de 3 luni am acceptat, am mers, evident. Fost pentru prima dată când am ieșit o perioadă atât de lungă din țară. În această perioadă de 3 luni de zile, la mijloc, am organizat și o tură foto. Deci, practic, s-au legat poveste de poveste. Madagascar, de exemplu, a fost în colaborare cu cineva, cu Alin, și m-am întâlnit cu el în timp ce mă duceam în Zanzibar. Și m-am întâlnit. Salut, salut, ce faci? Și din vorbă și în din vorbă s-a mai vorbă, organizat o tură foto. Hai să mai facem. Exact, exact. Hai să... Bun. Foarte și tare. Și așa s-au legat una de cea. Da, și de cealaltă. Bănuiesc că la un moment dat îți dorești să arunci așa cu o săgeată pe hartă și unde pică, acolo ai vrea să... Madagascarul e un exemplu. Și asta înainte chiar să mă apuc de fotografie. Cochetam cu călătoritul și pusesem pe niște bilețele unde mi-ar plăcea să merg. Și am închis ochii și am pus degetul pe hărți și a fost Madagascar. Da, asta ca exemplu. Da, da. Dar într-adevăr, acum deja s-a creat niște dorințe și sunt niște destinații, poate, ce mi-ar plăcea să merg să le explorez. Da, povestește-ne care e următoarea destinație de pe listă. Nu am o destinație anume, pregătită să spun așa. Atunci o destinație de vis, așa, ca să, unde îți dorești tu foarte tare, e de multă vreme acolo în spatele minții și... Te tot gândești așa. E greu să spun una anume, dar sunt e Japonia unde mi-ar plăcea să ajung. Myanmarul, deși acum sunt fel și fel de probleme pe acolo, dar e o țară unde mi-ar plăcea să ajung. Peru, iarăși, Chile cu Patagonia. Deci da, te atrag foarte tare țările cu culturi foarte diferite și specifice, cu un specific puternic. Da, foarte interesant. Haide să ne povestești puțin, poate, cum e parcursul unei astfel de ture foto. Adică, dacă să spunem că eu îmi doresc să particip la o tură foto de asta de-a ta, de ce experiență o să am parte? În primul rând, mergem în locuri, poate, și turistice, da? Că fac parte dintr-o călătorie. Dar încercăm să abordăm și locuri mai puțin cunoscute sau locuri mai autentice. Evident că atmosfera se creează și în funcție de grup, de oameni. Am fost de 10 ori, de exemplu, peste 10 ori în Maroc. Întotdeauna este complet diferit. E în funcție de energia grupului. De energia probabil. Grupului, da? Mi se întâmplă, de exemplu, mamă, mergem într-un loc pe care îl știu eu și sigur vom avea o situație și mi se întâmplă să nu am nicio situație acolo. Și da, îmi dau seama că mă pun singur, poate, dar am căpătat o anumită experiență și îmi dau seama de lucrurile astea și pot să spun că nu mai am așteptări, nu mai crez chiar așa, chiar dacă merg într-un loc bine știu de mine. Da, de cele mai multe ori genul ăsta de fotografie depinde mult de oportunitate, adică exact. Poți să mergi 10 ani la rând în același loc și doar în al 10-lea an să se întâmple să ceva, ajungi acel la ceva. Fotografia pe care tu o așteptai și la care te-ai gândit acum 10 ani în urmă. Exact, deci încerc să fiu foarte atent și la grup, la oamenii din grup, la energia grupului și să direcționez ce avem de făcut din punct de vedere fotografic și în funcție de asta. Dar în principiu așa, grosso modo, în fiecare dimineață ne trezim la răsărit. Deci asta e un must. Evident, cine se simte mai obosit sau ceva de genul ăsta nu este obligatoriu. Da. Dar e păcat. Ieșim,
Asta e, ieșim la răsărit dimineața, indiferent că e ora 5 sau e ora, depinde de locații, da? Întoarcem la micul dejun, de obicei e late breakfast, poate 10-11, că e lumina, sau se face un breakfast la fața locului pe stradă, se mai ia o lipie, o asta, că e fain să te integrezi și în cultură, și cu localnicii, exact. Nu numai să surprinzi momentele, ci să-ți iei și pauze, te așezi la o cafenea locală, bei o cafea de acolo sau ce servesc ei și așa mai departe. Și în felul ăsta te percepi și localnicii altfel. Te acceptă mai ușor. Da, practic să și tu devii mai prietenos. Exact, cumva. Devii și mai prietenos. Exact. Uh-huh. După aceea, în timpul zilei, când lumina este mai puternică, se merge să se viziteze poate anumite locuri mai turistice. Nu e focusul foarte... Pe fotografie. E ceva mai de relaxare. După aceea, până în momentul în care se face în principiu ora 4-5, se apropie apusul și atunci trebuie să te mobilizezi, să devii activ, să te mobilizezi, să mergi spre fotografie. Da. Foarte interesant. Da, deci spuneai că, deci practic, ce e important de spus este că nu te comporți ca un simplu ghid. Adică tu ajuți oamenii și pe partea asta, ghidaj fotografic, în cumva. În principal, ghidaj fotografic, exact. Pentru că eu nu sunt neapărat, eu nu sunt ghid, n-am nici atestat de ghid. Sunt mai mult pe partea de fotografie și oamenii din grup sunt la nivele complet diferite. Pot fi începători, iau chiar și persoane care n-au nicio treabă cu fotografia, dar sunt curioși să fie într-un astfel de grup. Dar nu iau foarte mulți ca să nu se rupă grupul. E foarte important scopul să fie fotografie și grupul să fie unit, chiar dacă ne mai rupem noi în timpul zilei. Și încurajez anumiți participanți, îi încurajez în funcție de nivelul la care se află să se rupă de grup și să aibă propria experiență, nu neapărat să stea după, să mergem toți buluc într-o anumită situație. Nu ăsta e scopul. Că se nimerește poate la un moment dat, da, dar scopul este ca fiecare să ajungă la un moment dat să aibă propria lui experiență și să prindă curaj la locul în țara respectivă, să trăiască ce are el de trăit, de fapt. Da, foarte interesant. Întrebarea ar fi, având în vedere că vorbim de partea asta de consiliere pe partea de fotografie, să ne spui care ar fi top 3 sfaturi pe care le dai tu de cel mai multe ori în călătorile astea participanților. Presupun că la un moment dat observ că există ceva ce simți să spui tuturor la fiecare tur, probabil, legat de fotografie. E în funcție de oameni. Sunt foarte atent la oameni și la ce are nevoie fiecare. Nu îi iau de la zero pe toți să spun același lucru. La fiecare trebuie să spun complet diferit. Ceva diferit, ceva da. Diferit. Pentru că încerc să iau pe acea persoană de acolo unde e și să-l duc un pic mai sus. Alte ori, de multe ori, mi se întâmplă chiar și eu să învăț de la ei, nu neapărat numai ei de la mine. Evident. Că vin și persoane de un nivel foarte avansat. Și nici n-am ce să-i mai zic. Eu da. Acolo vezi, descurcă-te și vină cu bagajul să vedem și noi ce ai făcut tu, știi, ceva de genul ăsta. Dar sunt situații, să spunem, sunt și tehnice, lucruri tehnice pe care le spun că e foarte important să stăpânești aparatul, astfel încât să ajungi la un moment dat să uiți de el. Asta e un aspect pe care îl spun, dar ca să uiți de el și să te conectezi cu ceea ce vrei să surprinzi, trebuie să înveți aparatul, cum să faci setările. Evident, în modul manual, evident, da. Evident. Și atunci să prinzi încredere în direcția asta, astfel încât în momentul în care faci fotografia să nu mai fie o problemă, aoleu, ce i s-o pun eu acum sau chestii de genul ăsta, să uiți de lucrurile astea.
Evident, trebuie să ai imaginea pe care o dorești în minte și apoi setările trebuie să vină instant. Să vină instant, da. Dar, na, lucrul asta se face prin practică, lucru pe care îl specific, făcând și în permanență. Exact. Un alt aspect este să te conectezi la locul în care faci fotografie, să nu te lași furat de peisajul sau de ceea ce îți place. Nu te lași furat de ceea ce îți place. De frumos sau la ce exact te referi? Nu, să nu cauți imagini frumoase și atât. Ba da, să cauți, dar să nu te lași furat, în sensul că ai văzut o imagine, vai ce frumos e peisajul ăsta, hai să-l surprind, țac, pac. Adu-ți aportul tău. O perspectivă nouă asupra... E frumos, ok, dar ce anume vrei tu să surprinzi? Ce aduci tu în plus? Da? Ok. Poți să fii atent la ce se întâmplă acolo. Mai pot trece păsări, mai pot trece oameni. Tu hotărești când declanșezi momentul pe care îl surprinzi. Și fii atent la tot ce se întâmplă și decide tu atunci, conștient, cât mai conștient, să decizi când declanșezi să faci acea fotografie. Asta ar fi un sfat foarte bun, pentru că de cele mai multe ori vedem și turiști simpli care sunt poate pasionați de zona asta și vor să-și documenteze călătorile și de cele mai multe ori văd, cum spuneai tu, un peisaj sau un loc drăguț, vor scoate telefonul, vor pune în fața ochilor, vor apăsa pe shutter și asta a fost. Și când ajung acasă, au impresia că poate locul ăla pe care l-au fotografiat era mai frumos în realitate sau mai interesant și fotografia lor nu inspiră ceva special. Exact. Și de acolo pornește secretul. Exact. O perspectivă nouă. Fii atent la tine, ce simți tu, pune acel ce simți tu, găsește o formulă ca să pui acel ce simți tu în fotografie și atunci fotografia va și transmite. Exact. Și acum că am intrat așa adânc în povestea turelor tale foto, presupun că ai și niște amintiri amuzante sau întâmplări mai haioase din turele astea foto, că bănuiesc că atunci când te pornești la drum cu un număr mai mare de oameni după tine și vă plimbați printr-un loc necunoscut, se pot întâmpla și lucruri mai haioase, dacă ai vreo... Sunt mai multe, unele pot fi povestite, altele puțin. Țin minte la un moment dat că din Nepal ne întorceam spre Kathmandu, era cam spre finalul turei. Coborâsem, eram în mașină, mersesem destul de mult, multe ore. Coborâsem de pe un deal, de fapt munți, sunt de la 6.000 de metri în sus. Și urma să intrăm pe drumul principal, după ce drumul era destul de denivelat, ne-a fost destul de greu mașina. Și urma să intrăm în sfârșit pe drumul principal, care teoretic era un drum mai bun, ceva mai bun. Și când să ne relaxăm și noi, că intrăm pe drumul principal, se strică mașina. Ne-am dat, se rupsese ceva la mașină și nu mai putea să meargă. M-am dat eu jos împreună cu ghidul local. Ce să facem acum? El, ghidul local, se pregătea să dea telefoane să-și cheme o altă mașină de la compania da, lui. Evident. Ar fi durat niște ore. Niște ore și așa mai departe. Și am văzut cum treceau autobuzele locale și am zis, auzi, fă repede cu mâna și hai să oprim un autobuz local, ne suim ca să nu stăm aici 10 ore după. Și am făcut autostop. Am făcut rapid autostopul. A oprit prima mașină, deci imediat a oprit. Asta vis-a-vis de ce înseamnă cultura și prietenia. Exact. Și imediat am spus, haideți toți, dați-vă jos din mașini, luați-vă bagajele, ne suim imediat în lat. S-au trezit toți participanții cu bagajele în brațe, băgându-le printre localnici în autobuz, cu bagajul în brațe, care cum și așa mai departe. Și după ce am mers vreo jumătate de oră, ne-am urcat, tot ok, mergeam cu vreo jumătate de oră, am mers vreo jumătate de oră în autobuzul local și deodată spune un prieten,
Auzi, dar noi cum de-am ajuns aici așa deodată, cum de... Dar nu parcă știu. ne-am trezit așa deodată, știi? Wow! Totul se întâmplase așa rapid. Da, și nu aveți nicio imagine din momentul ăla? Nu. Totul s-a întâmplat așa... Da, v-a luat atât de tare prin surprindere încât nici nu v-ați imagina ce moment ar fi fost ăla de fotografia și ce poveste de spus nepoților ar fi putut să fie. Și important e că ați ajuns cu Am bine. Am ajuns cu bine, da. Dar uite, ne întreabă cineva aici pe chat. Alexandru George ne întreabă acum, dacă am zis o ceva amuzant, el ne întreabă care este momentul cel mai neplăcut din călătoriile pe care le-ai făcut, atât în afară cât și în țară, și ți-ai dori să nu ți se mai întâmple. În Nepal am avut o situație, chiar două, când în trekking, un trekking de 7 zile, deși practic pe trekking nu era ceva complicat, dar și se ajungea dintr-un sat în altul. În fiecare zi mergeam dintr-un sat în altul. Și evident, în trekking nu poți ține pasul cu toți. Unii merg mai repede, alții merg mai încet, dar aveam ghizi care cineva era în față ca să nu se depășească, cineva era în spate, să nu rămână absolut nimeni în urmă și nu conta care cum, unul mai în față, unul mai în spate și așa mai departe. Și unul dintre participanți a zis la un moment dat într-o dimineață că pleacă mai devreme, mai repede, am zis nicio problemă, că toate drumurile duceau în același punct, deci urma să ne întâlnim. Doar că în momentul în care ceilalți am ajuns la destinație, colegul nostru nu era acolo și dă-i și caută. Și am avut ceva emoții. Și într-un final l-am găsit. Doar o luase pe altă rută, mai ocolitoare și cum sunt și fotografii, mai... hai să facem și fotografie și așa mai departe. Și a durat mai mult timp până și când a ajuns. Și s-a trezit că e singur. Și n-am mai știut exact. În cele din urmă l-am recuperat. Dar cum ați făcut? V-ați împărțit să-l căutați? Am trimis... Nu. Aveam ghiz și porter cu noi și au mers ei să-l caute, că știau locurile și pe acolo. Și au mers și l-au găsit. E bine când se termină da, cu bine. Dar au fost ceva, îți dai seama, am avut ceva emoții. Deci ai învățat ca pe viitor nimeni să nu mai pornească înainte sau după. Da. Da, tot Alexandru ne întreabă, spune chiar dacă ai mai multe locuri care îți plac, te rogă să-i faci totuși un top 3 cu locurile pe care le-ai vizitat, fotografiat. Top 3 locuri preferate. Îmi place să spun nu neapărat top 3, locul unde m-aș întoarce și aș zăbovi mai mult timp ar fi Zanzibar. În continuare ar fi Zanzibar. Deci Zanzibar. E un loc unde, da, aș putea spune că aș putea petrece lejer un an, 2 zile, un an, 2 ani de zile să stau fără niciun fel de probleme. Asta ar fi, să spunem, number one, da? Și dacă aș merge mai departe la top 3, Marocul este iarăși o locație de suflet, dar iarăși nu pot să spun că aș sta mai mult de o lună, două, nu. Și Nepalul. Nepal, unde într-adevăr și acolo am stat atunci când am fost prima dată, am stat o lună de zile, o lună și jumate chiar. Deci îți place să tot revii în locurile astea care te-au marcat cumva? Și datorită activității pe care o depun, mă fac să revin în locurile astea și îmi dau o relaxare, o stare de faptul că știu că urmează să mă întorc. Și acolo când sunt destul de relaxat și când plec de acolo sunt destul de relaxat că știu că, bă, eu o să mă întorc odată aici, știi? Și îmi dă o stare de relaxare, da. De bine. Că... Foarte frumos. Hai să vorbim puțin, acum că te-ai plimbat, ne-am dat seama, te-ai plimbat. Acum hai să vedem care sunt fotografiile tale preferate, poate. Cu siguranță ai niște fotografii care au o poveste foarte frumoasă în spate și care ți-au rămas acolo undeva și zici, băi, de astea sunt foarte mândru și
am ce povesti despre ele, care ar fi acelea? Nu sunt așa multe. Aș putea spune că le numer pe degetele, la ambele mâini. E una din Nepal, un porumbel, de exemplu. După da, ce... dacă putem să arătăm și da, prietenilor chiar, noștri fotografia. Exact. E făcută în Durbar Square. Fusesem acolo cu un grup. Mi-a plăcut atât de mult când am fost prima dată în Nepal. Mi-a plăcut atât de mult locul încât am spus clar, trebuie să revin. După ce au plecat, că eu am rămas, fusesem iarăși prima dată, atunci nu era neapărat o tură foto, eram tot așa un fel de om care se asigură că totul e ok. Oamenii din grup plecaseră, eu am rămas pentru încă o lună de zile în Nepal și m-am întors în acel loc, mai exact în Durbar Square, și începusem să fotografiez porumbei. Și mă întrebam la un moment dat, băi, dar... de ce fotografiez porumbei? Pentru că porumbei pot să fotografiez oriunde, și acasă, și oriunde, știi? Și cu toate astea am rămas, mi-am ascultat instinctul de a fotografia. Am văzut porumbelul cum venea de sus, de pe clădirea de vis-a-vis care se vede în fundal, și ceva de mine a zis, ăsta e momentul. Contrajur, lumina din spate, am văzut cum planează, jos erau aruncate mâncare, era și o zonă de apă, veneau porumbei acolo și am zis, voi, ăsta e momentul, l-am văzut, gata, eram pregătit. În clipa aia a venit cineva, se vede, și a aruncat cu mâncare. Deci totul s-a întâmplat cu... am avut impresia că se întâmplă cu încetinitorul. Și în clipa aia a aruncat cu mâncare. O oportunitate în adevăratul sens acum. Exact, unica. Ea a fost... Nu, a fost momentul. Foarte greu să recreezi asta. Probabil poți dacă vrei, nu știu, nu cred că e, dar asta a fost momentul atunci, știi? În momentul în care am făcut fotografia asta, am știut că ăsta e momentul, m-am oprit din fotografiat, m-am dus, mi-am luat niște fructe, m-am așezat, m-am relaxat, nici măcar nu m-am uitat la fotografie, să dau scroll. Deci a fost așa ca o împlinire. Ai știut, am știut. Gata, e acolo. Și nu mai conta cum a ieșit fotografia, nu mai conta cum... Am știut că ăla a fost momentul. Și na, m-am uitat la fotografie, după aceea a fost ok. Iarăși să povestim despre fotografii preferate. O punem și pe cealaltă din Zanzibar, apropo de Zanzibar. Da, care e locul tău preferat din câte da. Ne-am dat noi seama. A fost la prima mea, prima dată când am ajuns acolo, în Zanzibar. Și eram pe plajă, era la reflux, apa se retrăgea. Și mergeau, se duceau pescarii, vedeam cum se duc pescarii în larg. Să l-a pescuit. Pe cei trecuseră, văzusem barca, văzusem locul pe unde se duceau pescari, erau și femei care se duceau să culeagă alge. Și la un moment dat i-am văzut pe cei trei pescari, mult mai departe decât locul unde i-am surprins, și mi-am dat seama pe unde urmează să o ia, și mi-am dat seama de care. Că urmează o oportunitate. Urmează, exact. Și m-am poziționat și doar am așteptat să treacă și s-a întâmplat ca toți, dacă te uiți, fiecare are o chestie diferită de pescuit, toți sunt cam în aceeași poziție a pasului, e o treime, sunt trei, dacă te uiți, sunt trei nori acolo care se ridică, barca este formată din trei părți. Superbă fotografie. S-a creat așa o... un lucru frumos și da, foarte frumos. Într-adevăr. Acum cel mai probabil oamenii de pe aici care se uită la live-ul nostru sunt puțin invidioși și ar dori și ei să plece în astfel de călătorii și poate unii își pun întrebarea, oare s-ar putea trăi din asta? Oare poți face un business din fotografia de călătorie? Depinde cum îți stabilești tu nivelul de trai.
Probabil în funcție și de cât vrei să muncești. Probabil dacă ești un om care își dorește un nivel foarte înalt de trai și ești dispus să muncești pentru nivelul ăla de trai, Exact. probabil e achievable, e Exact. realizabil. Exact. Depinde și timpul pe care îl ai. Spune-ne tu din perspectiva ta și din experiența ta. În momentul de față nu pot să spun că trăiesc doar din fotografia de călătorie și din ture foto. Cred că nici n-aș vrea să acord, să am Să o transform într-un business, ca da. sursa deveni să fie doar ceea ce fac cu drag. Da, exact. Mi-am dorit, când m-am apucat de fotografie, mi-am dorit să am ca sursă de venit mai multe variante. De asta, din când în când, mai fac și fotografie de eveniment. Nu atât de mult încât să spun că gata, m-am săturat sau m-am săturat de prelucrat sau eu știu mai ce. Atât cât să mă duc cu bucurie la un eveniment. Mai am venituri și din fotografie de stock. Cam ce am făcut cu drag, nu pot să spun că m-am focusat, dar e o sursă și acolo cât de mică. Deci, Deci vin din mai multe din mai părți. multe părți, cred că dacă îți propui, Cu poți să siguranță e trăiești. realizabil, adică Sunt sunt... convins că e realizabil. Nu e ușor, Nu, clar nu, și sunt ani de categoric. muncă în direcția aia, ani de muncă neplătită până Exact, când exact. cineva să zică, wow, ai un Ca un portofoliu. exemplu, mie mi-a luat cam 3 ani de zile să încep să spun că încep să am venituri de când m-am apucat de fotografie și de când m-am apucat din punct de vedere financiar, să zic. Că dădeam telefoane la pensiuni, la restaurante, vreți să vă fac un tur virtual și așa mai departe, vă contactez, făceam și vânzare și așa mai departe. E, cred că mi-a luat vreo 3 ani de zile să simt că încep să am venituri Care cât de cât, contează. da, care contează și care pot fi cât de cât constante. Iarăși e un aspect care trebuie luat în considerare, faptul că veniturile nu sunt constante și frecvente ca un salariu, ci poți să ai fluctuații într-o lună mai mult, în altă lună mai puțin și așa mai Evident. departe. Și atunci trebuie să fii și mental pregătit pentru așa Și ceva. Da, și prevăzător. prevăzător. Bun, acum hai că am vorbit de partea asta de business, să revenim din nou la ce ne La lucruri interesează mai pe noi, la lucruri mai plăcute. plăcute și mai De asta nu vreau serioase. să transform turele în Da, foto pentru că e numai din... pasiunea ta. De multe ori Exact. și eu simt asta, fotografia fiind o pasiune și ceva ce te face pe tine fericit, parcă n-ai vrea să intri în zona de business, pentru că poate ai impresia că o să îți fure din plăcere cumva. Exact. Și atunci hai să vedem, lăsând deoparte zona asta de business, care crezi tu că e scopul principal al unui fotograf călător? Care e misiunea ta? Să împărtășesc experiențele pe care le trăiesc. Cu oamenii care nu reușesc probabil să... Nu neapărat că nu reușesc, dar care vor să facă parte să trăiască. Poți să trăiești și singur un anumit moment, dar poți să-l trăiești și alături de niște prieteni. În momentul în care ești cu un grup mai mare, momentele pot fi mult mai puternice și mult mai plăcut în pauze, de exemplu, să discuți, să spui cum a fost. Și se creează momente foarte, foarte plăcute. Nu numai momentul fotografic, ok, am ajuns acolo, iau ce frumos e, pac, facem fotografie, reușim să facem o fotografie frumoasă și așa mai departe. După aceea, după, momentele alea de după sunt Deci toată extraordinare și experiența în sine cu totul e exact. cea mai importantă. Până și călătoritul în sine, adică Evident. faptul că ajung la aeroport, pregătesc bagajele, check-in-ul, tot procesul ăsta face parte din Din tot, din experiență, da. experiența în sine. Bun, acum, dacă suntem totuși la Photosetup, aici ne ocupăm cu echipamente foto-video, trebuie să intrăm și în zona asta. Să vorbim puțin despre echipamentul pe care îl folosești tu, așa, de la A la Z.
și dacă nu îl duci pe tot cu tine în Zanzibar, să ne spui ce iei cu tine în Zanzibar. Eu, ocupându-mă de tura foto, încerc să-mi iau cât mai mult echipament. Mai dau și celorlalți participanți, dacă este cazul, și așa mai departe. Acum am un Canon 5D Mark IV ca și echipament și recomand să se meargă, să știi ce fel de fotografie faci și să-ți iei, în principal, echipamentul strică potrivit, echipamentul potrivit. Uite, am fost acum cel mai recent în Tanzania și în Zanzibar, în Tanzania în safari, 5 zile. Evident, ai nevoie de un obiectiv, teleobiectiv, da. Un teleobiectiv, să surprinzi animale de la distanță și așa mai departe. Descrie-ne așa un pic trusa ta foto cu care, ai fost acolo în expediție, ce ai avut la tine și ce ai folosit cel mai des. Am avut, deci, Canon 5D Mark IV, am avut și un Sony A9, l-am primit să-l testez, cu un 100-600, da. Am mai avut la Canon, am avut 100-400, obiectivul meu cu F4.556 și extender 1.4, versiunea 3. Am avut o wide, un 16-35 F4 cu stabilizare și mi-am luat și obiective fixe 50, în mod special pentru portrete și pentru a le folosi în Zanzibar, un 50 fix cu 1.4, un 35 cu 1.4 și da, și cred că atât, 135 nu cred că l-am mai luat. Da, era, devenea cam grea trusa. Era, oricum trusa era imens de mare. Deci am avut ceva emoții la check-in, pentru că bagajul de cală trebuia să aibă 25 de kilograme, bagajul de rucsacul foto trebuia să aibă 7 kilograme și eu cred că aveam vreo 15 kilograme. Cu siguranță. Noroc că nu l-au cântărit. Și care a fost combo-ul, să zic așa, pe care l-ai folosit cel mai mult și care, la care ai apelat cel mai des? În Safari 100-400 cu extenderul 1.4. Da, cel mai bun. Da. Aveai nevoie, da, evident, da. Da. Și din când în când făceam și cadre wide. Că e fain să surprinzi și nu numai detaliul și animalul în sine, e foarte frumos să surprinzi și atmosfera. Exact. În locul lui, cu tot ce se întâmplă. Poate chiar și din mașină, să surprinzi un pic și din mașină și din oamenii din mașină. Da, și spuneai așa că ai avut ocazia să testezi în paralel și un Sony A9. Având în vedere că e o tehnologie un pic mai nouă față de DSLR-ul 5D Mark IV, ai început să ai niște da, gânduri, am, niște... Chiar m-am jucat un pic un R5 de la Canon și un R6, doar câteva ore, dar... Dar a fost destul. Să nasc un jind pe undeva. Cred că, într-adevăr, tendința deja cam asta este. Deci, cu R5 și R6 ce am văzut miror, și A9, cam da, mergem spre. Da, într-adevăr, DSLR-ul 5D Mark IV e un aparat care e foarte bun, dar constat și eu acum că am trecut și eu pe mirrorless că în multe situații îmi face viața mai ușoară. Și asta contează, mai ales când ești în safari și sare leu din tufă. Și ai o secundă să faci fotografia să se întâmple, e posibil ca un sistem de focalizare mai performant să te ajute să obții un cadru mai bun. Și în orice caz o să-ți facă viața mai ușoară. Deci, asta era una din întrebări, dacă te gândești să faci un upgrade. Da, pot să spun că da, acum rămâne de văzut. Rămâne de văzut, deci ți-ai dori cel mai probabil să treci la variantele de mirrorless de la Canon. Să păstrezi acele obiective de calitate categorie și să treci pe mirrorless. Îți urăm baftă și te așteptăm pe la noi când te gândești. Și voiam să mai întreb de greutatea echipamentului la un moment dat, dar după ce mi-ai spus că îi pui fără milă 17 kg în avion,
Deci îmi dau seama că nu prea contează. Contează, că ăsta e ce iei cu tine acolo, cu tot, dar da. nu pot să stai cu 14-17 kg în spate tot timpul. Asta e că l-am luat. Mă gândesc la soluții să nu stau cu rucsacul în spate, să-l trag, să-mi schimb geanta foto, să spun așa, ca să-mi fie mai comod. Există trolere, rulante. Da, dar la fața locului prefer să fiu mai light. Adică sunt situații când plec doar cu un fix, 50 fixuri. Și 35? Nu-mi iau altceva. Uh-huh. Da? Pentru că vreau să mă concentrez zile, când ies doar cu și un să obiectiv. Te bucuri, evident, în momentul în care ai un ghiozdan foarte greu în spate, parcă nici nu-ți mai arde să stai ore în șir pe drumuri și să fotografiezi. E o povară inutilă. Și încă un aspect, să fiu atent și la participanți. Exact. Am avut situații când am plecat fără aparat. Tocmai ca să fiu atent la participanți, să nu mă mai focusez eu pe să surprind eu anumite cadre sau, da? Și să fiu complet focusat pe participanți. Da, și bănuiesc că ți-ai creat așa niște combo-uri pentru diferite situații. Care ar fi combo-ul tău preferat, de exemplu, pentru fotografia street, pe care am văzut că îți place foarte mult, de exemplu, în Maroc. Când te duci în Maroc și zici astăzi ies pe drum în Maroc, nu știu ce o să se întâmple, orice ar fi, mă duc doar cu combo-ul ăsta la mine. E mai greu de fotografiat oameni în Maroc. Nu se lasă fotografiați. Și atunci sunt două variante. Ori mergi cu un white să surprinzi atmosfera locului, chiar 16-35 sau 35, mai un fix. Sau cu un tele, astfel încât să stai un pic mai la distanță și să surprinzi. Depinde ce vrei să faci. Dacă vrei să faci portrete, atunci cu un tele să stai un pic la distanță. Sau intri în vorbă cu ei, le cer permisiunea dacă te lasă să faci. Ideea e că în momentul în care le-ai cerut permisiunea și ei își dau acordul, își schimbă mimica. Da, și nu mai e. Dar poți să intri în continuare, ei își dau accept, tu poți să intri în continuare, să stai de vorbă cu ei, să-i lași un pic, să-și vadă de treabă. Da? Te retragi un pic, îl lași să-și vadă de treabă și când consideri tu că el a uitat de tine, atunci să declanșezi momentul. Da, sunt multe trucuri de felul ăsta legate de fotografia de stradă, street photography. Exact. Și presupun că te-ai deprins și tu de multe și pe multe... Ți-am zis o situație. Pe multe probabil te-ai deprins la fața locului de ele și ți-au venit și ție în minte așa. Am văzut că sunt unii fotografi de street mai cunoscuți care au tot felul de trucuri foarte, foarte interesante. Unul din ele ar fi să te prefaci că fotografiezi total altceva, o clădire din împrejurim, ca oamenii pe care vrei tu de fapt să-i fotografiezi, exact, să fie relaxați, să zic, a, ok, nu mă fotografiază pe mine, pot să stau liniștit. Iar apoi când ei sunt relaxați și nu te observă, atunci să capturezi momentul. Tu mai ai astfel de jumbuș lucruri? Uite, am avut recent în Zanzibar, apropo de an nou, are ecranul rabatabil și da, am asta avut o situație foarte interesantă. Eram în Stone Town și i-am întrebat dacă pot să-i fotografiez. Mi-au zis că da, se jucau. Nu mai știu ce joc se jucau ei acolo. Un grup de oameni, 4, 5, 6 bărbați. Și mi-au zis că e ok, dar eu m-am retras, i-am lăsat acolo, m-am retras, m-am pus aparatul, l-aveam la brâu. La nivelul brâului, da. Și am rabatat și mă uitam la display, îndreptat spre ei. Ei s-au uitat un pic ciudat la mine că nu am pus la ochi să-i fotografiez și și-au văzut de treabă. Și stăteam acolo liniștit, mă uitam, îmi făceam seturile, încadrare, nu știu ce, n-aveam nicio treabă cu ei. Atenția mea nu mai era asupra lor și nu, mi-am dat seama că nu se simt deranjați. Da, exact, e o chestie, pentru că toată lumea e obișnuită cu DSLR-urile că o să-ți pui aparatul la ochi în momentul în care faci o poză.
Acum exact. Cu mirror-less-urile și cu ecranele rabatabile, care, slavă Domnului, sunt o mană cerească, poți să faci de la nivelul brâului fotografii geniale, pentru că oamenii de cel mai multe ori nu se gândesc că o să-i fotografiezi așa. Și a fost un moment, pentru mine a fost un wow, ia uite ce... De atunci te-ai prins că aici există o șmecherie. Da, da, da. Motiv să trec mai repede pe mirrorless. Da. Cu ecranul rabatabil. Foarte tare. Îți mulțumim mult pentru toate poveștile pe care ni le-ai spus și acum așa în încheiere, hai să ne spui așa niște sfaturi de viață, așa, nici măcar legate de fotografie, de business, niște sfaturi așa pe care ai vrea tu să le spui unor prieteni care ne urmăresc acum și care pe tine te ajută să fii mai fericit, poate. Așa, on top of your mind. Uite, ăsta e un aspect, să uiți de fotografie, să te rupi un pic și să-ți iei o pauză. Și chiar și în ture îmi place să adaug activități care n-au treabă neapărat cu fotografia. Gen în Nepal, rafting, se face rafting. Bine, îți mai poți pune un GoPro să captezi, dar se creează... Uiți de fotografie, nu poți să stai cu aparatul să faci când faci rafting, dai la pedale, sunt 6 oameni acolo sau cât sunt într-o barcă, sunt valuri. Deci și cam periculos să te urci cu un echipament. Exact, serios. Exact. Și cred că asta e, să te rupi, să cauți activități care să te rupă de absolut tot ceea ce faci. Deci, practic, de să te și bucuri de moment. Exact, să te bucuri de, să fii atent la tot ce se întâmplă în jurul tău, fără să neapărat să-l surprinzi. Să-l lași, să, chiar dacă vezi o fotografie, să te bucuri tu de ea. Să mai fii și egoist. Da, da. Îți mulțumim frumos de sfat, mulțumim că ai fost alături de noi. Mulțumesc. Vă mulțumim și vouă celor care ați fost aici în comentarii alături de noi și care ați povestit pe aici. În caz că nu am reușit să vă răspundem la întrebări aici în live, vă promitem că vă răspundem după încheierea live-ului aici în comentarii. Vă mulțumim și ne vedem la următorul live. Numai bine!